Probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă la Turginești sunt de mai mulți ani, dar acum, după preluarea rețelei de către Aparegio, sperau că acestea au dispărut. Problema cu apa persistă. Noi, în 2013, când am dat spre administrare către Aparegio sistemul centralizat de alimentare cu apă al Comunei Turginești, am considerat că problemele acestea vor dispărea. Viața ne demonstrează însă, iată, după 3 ani, că aceste probleme persistă și ele nu au fost rezolvate. Și aceleași probleme, zile în care este apă, zile în care nu este apă. Ion Șerbu, fost consilier local la Turcinești, spune că apa a fost o problemă și oamenii se pare că au în continuare de suferit din cauza ei. Am apă de luna asta de 4 zile. De 4 zile? De 4 zile, inclusiv sâmbătă. Sâmbătă. Veșnica problemă la Turcinești fără apă. Din 2012 știți foarte bine că am sesizat că nu o să fie și comuna Turcinești să aibă apă, acum se adeverește. În fiecare lună, situația aceeași, se repetă. Puțul nu poate satisface nevoile cetățenilor. Când s-a creat această investiție, s-a mers pe un anumit debit și pe o anumită cantitate de apă de care au cetățenii nevoie. Ion Popescu are 80 de ani și luni a ieșit din spital. Bărbatul spune că vecinii îi aduc câte o găleată cu apă pentru că el nu poate. Care este problema cu apa? Problema cu apa, noi nu avem apă. Am pompă băgată în bătătură, în bătătură cu înșură la țară, de când s-o băgat. Eu n-am apă nimic, am fost în spital, acum luni am venit din spital. Eu mă duc și mă rog, bat de vecini, bat de câte ori, dă-mă și mie, adă-mi și mie o găleată de apă. Nimic nu e uscat de pompa, de atât. Vine astăzi, dacă vine astăzi, spun cazul că vine astăzi o oră sau două, nu mai văd o săptămână sau două, nu mai vezi apă pe aici. Oamenii sunt revoltați și nu înțeleg de ce nu au și ei apă 24 din 24, de ce în fiecare zi sunt nevoiți să scoată din fântâni sau să care cu butoaiele de la vecini. Apă nu este vara, niciodată nu este apă. Când este, nu este presiune. Când este prea multă presiune și spar țevile, cum s-a spart și la mine. Și de când a fost, n-a prea fost apă, doar iarna. Din 2013 până acum, dacă am consumat, cred eu, după mine, 200 de litri de apă. Dacă, dar nu cred că am consumat atât. Pentru că o zi dă, dar și în ziua aia de 5-6 ore o dă, drumul oprește, dă, drumul oprește, dar nu știu din ce cauză care-i treabă cu el. Și cum vă descurcați? De unde luați apă? Am fântână în curte și din la fântână eu.